Salutare și bine ați venit la un nou video pe acest canal. După cum puteți observa, sunt într-un decor nou. M-am mutat. Și probabil o să vedeți și un vlog cu mutarea. Poate, nu știu, nu promit nimic. Oricum, vorbim astăzi despre echipele românești în săptămâna asta. CFR Cluj a luat bătaie 1-0 de la Slavia Praga pe teren propriu. După ce au dominat prima repriză și apoi de fapt Slavia a dominat prima repriză și apoi CFR-ul a avut niște ocazii, bara lui Rondon și penaltiul lui Omrani, rata de Omrani. Da, a fost dureros să mă uit, oricum. Slavia, nu știu, nu a fost cine știe ce, ne-a surprins pe o fază fixă și noi a dominat, dar nu a pus chiar atât de multe probleme, cel puțin în opinia mea. Și nu știu câte șanse mai are, trebuie să bată la două goluri diferență, CFR-ul 2-0, 3-1, 4-2, 5-3, tot așa. Desigur că orice gol în deplasare contează. Iar apoi avem de partea cealaltă în Europa League FCSB cu Vitoria Guimaraes 0-0. FCSB a avut o primă repriză foarte bună. Adică deja ne-am obișnuit cu faptul că FCSB joacă mai bine în Europa League decât în campionat. Și au dominat prima repriză cu o manobară. Au fost ocazii. Iar Vitoria și-a revenit în a doua repriză și până la urmă tot FCSB a pus probleme în finalul meciului, dar scorul a rămas 0 la 0 și cu un 1-1 te-ai califica, cu o victorie te-ai califica sigur, deci multe șanse pentru FCSB pentru a trece mai departe, însă sunt probleme de lot la CFR, la FCSB nu. CFR-ul va trebui să joace fără Emanuel Culio și fundașii Mike Sesto și Paolo Vinicius. O mare pierdere în opinia mea, Paolo Vinicius. La fel și Sesto. Va fi greu fără cei doi. Cei de la CFR vor trebui să joace cu Andrei Mureșan. Sau Răzvan Horș, dar cred că Andrei Mureșan va fi alesul lui Dan Petrescu. Se zice că portughezii n-au jucat cu titulare și că îi pregătesc pentru meciul următor. Să vedem cum se va descurca FCSB cu titularii lui Vitoria Guimaraes, mai jucătoare lui Vitoria Guimaraes. CFR-ul e în formă, a câștigat 4-1 la Botoșani aseară și se zicea că vor juca cu aceeași echipă și împotriva Slaviei Praga. Nu am aici echipa. A fost cu Andrei Mureșan aici, cu Peteleu și nu cred că va fi aceeași formație pentru că Bordeanu a intrat pe parcurs, Sușiș nu a fost, Djokovic nu a fost, nu cred că va fi aceeași echipă, Omrani a intrat și el pe parcurs și forma CFR-ului e foarte bună, la fel ca și a Slaviei Praga care a câștigat din nou cu Bohemians 3-0 sau ceva în genul. Iar cât despre Vitoria Guimaraes a făcut 1-1 cu Boavista înainte de turul cu FCSB, iar pe FCSB o vom vedea astă seară cu gaz metan, parcă. Să vedem ce formă are și FCSB înainte de returul cu Vitoria. Oricum, cea mai mare surpriză din play-off-ul Europa League a fost, cred că, victoria celor de la Slovan Bratislava cu PAOK. Și în rest, nu sunt surprize majore. Nu mi-a stat nimic în ochi. De fapt, chestia asta, Strasbourg a bătut pe Frankfurt. Foarte interesant. Iar în Champions League, Olympiacos trece ușor de Krasnodar, Young Boys cu Steaua Roșie Belgrad 2-2, Dinamo Zagreb, cum se așteptau, toată lumea bate pe Rosenborg, Club Brugge, Ajax s-a încurcat cu Apoel, a făcut doar 0-0 și a fost neașteptat. Da, și cam astea sunt meciurile din Champions League și Europa League din play-off. Poate vă interesează și ce echipe sunt deja în grupele Champions League. Sunt marele echipe din campionatele mari ale puternice ale Europei, Atalanta, din Italia, Atletico Barcelona, Bayern, Benfica, Chelsea, Dortmund, Galatasaray și toate celelalte pe care nu o să le mai citesc mai departe. Știți și voi, site-ul UEFA, puteți găsi amănunte.
În Europa League, din nou aceleași campionate puternice. Lugano, vechiul adversar al FCSB-ului în grupele Europa League. Speram să vedem și pe FCSB în această competiție în grupe, ca și Sporting Lisabona, și Sporting e tot aici. Vechile amintiri ale FCSB-ului. Și da, scrieți-mi în comentarii ce credeți despre dubla CFR Slavia și FCSB Vitoria Guimaraș. Vor fi în stare cei de la CFR să întoarcă rezultatul sau cei de la FCSB să câștige în fața titularilor Vitoriei Guimaraes? Pentru că asta e ce presa din Portugalia, că n-au fost titulare și că i-au menajat pentru retur și cine știe, poate o să ne sperie puțin la retur. Mă rog, o să fie greu probabil, dar FCSB a arătat bine în meciul de la Giurgiu și sperăm că o să treacă mai departe. Oricum, dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să lăsați un like, să vă abonați pentru mai multe video și da, cam atât. Eu am fost Vlad,